Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău a anunțat că, începând cu data de 7 octombrie, accesul vizitatorilor se va face de luni până duminică, între orele 10-12 și 16-18. La secția Anestezie și Terapie Intensivă, vizitatorii au acces de luni până duminică, între orele 10-11 și 14-15. Accesul vizitatorilor în salon este permis obligatoriu cu mască chirurgicală. Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepția compartimentelor ATI. Secția va pune la dispoziția vizitatorilor halat de unică folosință și botoși.